Salutare și bine v-am găsit! Vom discuta astăzi despre doi factori fizico-geografici ce influențează clima, anume relieful și vegetația. O să începem cu relieful. Cel mai important factor care influențează clima este altitudinea. Să vedem acum influențează această altitudine principalii parametri climatici. Ce se întâmplă? Plouă mai mult, cu cât urcăm în altitudine, e mai frig, e mai cald, o să vedem în cele ce urmează. În imagine avem aici cum arată distribuția presiunii atmosferice în raport cu altitudinea. Vedeți acest omuleț care este pe vârful muntelui, dar și același omuleț care este la baza muntelui. Presiunea atmosferică reprezintă presiunea pe care aerul o pune pe scoarța terestră, pe suprafața terestră, dar și pe obiectele de pe Terra. Această presiune apasă absolut asupra tuturor corpurilor, spre exemplu, vă dau așa un exemplu, dacă apasă pe un geam, ați văzut, apasă cu o presiune destul de mare, dar totuși geamul nu se sparge. Nu se sparge pentru că aceeași presiune vine și dinspre interior și atunci se echilibrează. La fel și cu presiunea care apasă pe oameni. Nu ne strivește pentru că aceeași presiune se dirigează și dinspre interiorul corpului nostru și atunci se echilibrează lucrurile. Haideți să vedem cum se prezintă presiunea în raport cu altitudinea. Vedeți, presiunea scade odată cu altitudinea. Punctele acestea reprezintă densitatea atmosferei, adică aer, cât e de mult. Vedeți, din ce în ce mai puțin aer cum urci în altitudine, din ce în ce mai puțin oxigen. Presiunea scăzută în zona înaltă, presiune ridicată în zona de jos. Deci particulele apasă asupra băiatului din imagine, da, presiune mai ridicată, sunt mai multe particule. Ați văzut, spre exemplu, că unii alpiniști, spre exemplu, care urcă la altitudini mai mari, își au la ei și acele măști de oxigen când urcă pe munți înalți. De ce? Pentru că, vedeți și în imaginea asta, cantitatea de oxigen scade. Vedeți aici câte buline albastre sunt, da? Densitate mare a atmosferei, mult aer, mult oxigen. Ei, cu cât urci în altitudine, mai puțin aer, mai puțin oxigen. Și presiunea e mai mică, bineînțeles, asupra oamenilor, spre exemplu, dacă urcă, dar și asupra lucrurilor în general. Ei, altitudini de până în 1500 de metri nu prea pun probleme organismului uman, dar dacă, să zicem, urci la peste 2000 de metri, atunci ar trebui să iei în considerare că presiunea atmosferică o să-ți provoace în organism diverse modificări. Să spunem că dacă ajungi la 5.000-6.000 de metri și îți faci atunci o analiză, o hemoleucogramă, spre exemplu, o să rămâi uimit, stupefiat, probabil toate or să fie subliniate cu negru, hașurate, toate sunt modificate, nu sunt în parametri normal. Afectează tot organismul. Da, e bine când mergi pe munte și la altitudine mari și simți că ai rău de munte, adică ți-e somnul, nu prea ai chef de mâncare, te doare capul, să cobori de la altitudinea respectivă. Am văzut cum influențează presiunea, da, altitudinea, acum o să vedem cum se modifică și temperatura odată cu altitudinea. De obicei, temperatura scade odată cu altitudinea, cu gradientul e de circa 0,5-0,6 grade Celsius la fiecare 100 de metri. Bine, asta, valoarea asta poate să varieze în funcție de momentul zilei sau în funcție de anotimp. Dar în general 0,5-0,6 grade Celsius la 100 de metri, rețineți acest lucru. Există și unele particularități, spre exemplu, acele inversiuni termice, când în loc să scadă temperatura odată cu altitudinea, temperatura crește odată cu altitudinea. Asta se întâmplă în general iarna, noaptea. Când vedeți în această imagine, masele de aer reci, da, coboară de pe versanți și stagnează pe fundul acestei depresiuni. Ei, aici temperaturile devin din ce în ce mai scăzute și la noi în România, spre exemplu, cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în aceste depresiuni intramontane. Depresiunile alea trebuie să fie bine incluse în muntele respectiv, bine adăpostite,
ca să se producă aceste inversiuni de temperatură. Pe versant, în același timp apar și inversiuni de vegetație în aceste zone, adică molidul coboară destul de mult sau coniferul și deasupra lor apar foioase. Se cheamă și asta inversiune de vegetație, dar e generată de inversiunea asta termică. Deci masele de aer de pe versant coboară pe fundul depresiunii din cauza faptului că este un calm atmosferic în zonă, depresiunea fiind bine adăpostită. Lanțurile montane înalte au și rol de barieră climatică, dar vom discuta aici despre efectul rain shadow sau efectul umbra ploii, când într-o parte a muntelui înalt vegetația este bogată și plouă, iar pe cealaltă parte, în zona umbra ploii, este chiar deșert și este uscăciune. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că se află acest munte, spre exemplu, pe direcția vânturilor permanente. Și atunci ce se întâmplă? Vedeți, aerul de aici urcă pe pantă și începe să se răcească. Cu cât urci, automat și temperatura scade și se condensează, au loc acele ploi orografice, ploi abundente. Când coboară pe cealaltă latură, aerul începe să încălzească în timp ce coboară și devine fierbinte și atunci apare zona de uscăciune. Rețineți că toate maximile de precipitații apar în zonele cu orografice, da? Precipitații orografice. Să vedem acum cum influențează vegetația elementele climatice, mai precis cum influențează pădurea elementele climatice. Probabil că ați sesizat și voi diferențele de temperatură ce apar între pădure și un câmp deschis sau gradul de umezeală între cele două suprafețe. Contează mult și compoziția floristică din ce alcătuită pădurea, ce distanțe între arbori și atunci se schimbă și parametrii climatici. Pădurea influențează luminozitatea. Vedeți aici în această imagine, radiația directă provenită de la soare ajunge la nivelul solului în funcție de gradul de împădurire al zonei respective. Astfel, pădurile care sunt mai dese, brad, molit, fag, automat sunt și mai puțin luminoase, în timp ce cele care au distanță mare între arbori sunt luminoase. Păduri de ulm, de frasin, acestea sunt mai luminoase. Radiația solară, de obicei, mare parte, vedeți și aici, este interceptată de partea de sus a coronamentului arborilor. Da? Astfel, din cantitatea totală de radiație, coronamentul arborilor poate să intercepteze până la 70%. Aveți aici o imagine în care se prezintă cum poate să modifice temperatura pădurea. Trebuie să știți că în cadrul unei păduri temperatura diferă pe verticală. Temperatura în timpul verii e mai coborâtă cu circa 8 grade față de zonele vecine, deci e mai răcoroasă pădurea vara, iar iarna e mai ridicată temperatura cu circa 0,5 grade. În timpul nopții, trunchiurile și coronamentul arborilor emit radiație calorică, păstrând astfel pădurea mai caldă. Deci vara e mai răcoroasă, iarna e mai caldă. Aici o imagine cu vântul în zonele de pădure, cum este influențat. Pădurea poate să influențeze atât direcția cât și viteza vântului. Cum? Funcționează ca un baraj în fața maselor de aer, obligându-le să schimbe direcția, dar și viteza. În consecință, în interiorul pădurii va pătrunde doar o mică parte din aerul aflat în mișcare, deci în interiorul pădurii e mai adăpost. Un alt parametru modificat de pădure este umiditatea, da? Umiditatea influențată și ea de prezența pădurii. Indiferent de anotimp, pădurea e mai umedă în comparație cu zonele vecine din cauza evapotranspirației plantelor. Spre exemplu, vara umiditatea e cu circa 10% mai mare, iar iarna cu circa 5%. Ziua, partea superioară a pădurii are o umiditate scăzută din cauza radiației solare directă, urmând ca noaptea din cauza răcirii aerului să se depună un strat consistent de rouă. Etajul inferior
are o umiditate mai mare în funcție de distanța dintre arbori, dar și de componența floristică, pădurile de molid fiind mai reci. Revenind la viteza vântului, trebuie să știți că e influențată și de frecvența arborilor sau de compoziția floristică. Studiile au arătat că într-o pădure demolită, atenuarea vântului se face la o distanță de circa 35 de metri față de lizieră, iar într-una de stejar la 230 de metri. Deci, cu cât arborii sunt mai deși, cu atât mai repede se atenuează vântul. Din cauza diferențelor termice existente între pădure și suprafața exterioară, pot apărea curenți, dar de mică intensitate. Și grosimea stratului de zăpadă sau durata acestui strat de zăpadă influențată de pădure. În interiorul unei păduri, stratul de zăpadă poate persista cu până la 3 săptămâni mai mult din cauza coronamentului arborilor. Și grosimea stratului de zăpadă diferă, fiind mai grosă în pădurile de foioase și mai subțire în pădurile de conifere. Diferența se datorează faptului că pădurile de conifere, fiind mai dese, interceptează mare parte din zăpadă la nivelul coronamentului. Îți mulțumesc că ai ascultat până la capăt acest video și te aștept și pe proful de geogra.eu.